voia să se arunce în gol de la înălțime. O tânără de 26 de ani din Chișinău a fost salvată de pompieri după ce ar fi urcat pe geamul de la apartamentul unde locuiește, aflat la etajul 5 și amenința că se va sinucide. Totul s-a întâmplat în data de 21 iulie, în jurul orei 17, pe strada Dumitru Râșcanu din sectorul Râșcan al Capitalei. Imaginile de la fața locului au fost expediate de către un martor ocular. La fața locului au venit două echipe de pompieri, una de polițiști cu un psiholog, dar și o ambulanță. Potrivit salvatorilor, aceștia au umflat perna de salvare în caz că tânăra ar fi hotărât să sară. La fața locului au intervenit două echipaje de salvatori și pompieri. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au desfășurat și o pernă cu aer în cazul în care va fi necesar. Totodată au desfășurat și o autoscară. Respectiv, aceasta a fost convinsă de către salvatori și polițiști să intre în interior. Cu femeia a lucrat psihologul. Din fericire, tânăra a renunțat la ideea de a se sinucide. Aceasta a intrat înapoi în apartament ajutată de pompieri. Acum polițiștii sectorului Rășcani urmează să stabilească ce ar fi făcut-o pe tânără să vrea să-și pună capăt zilelor.